Viața spinților mucenici din Litva, Antonie, Ioan și Eustatie. Acești mucenici erau din Vilna, cetatea Litvei, unde după obiceiul păgânesc de atunci oamenii acele țări se închinau focului. Deci Antonie și Ioan, fiind frați după trup, au iubit din tot sufletul dreapta credință creștinească, când a venit în Litva un preot anume Nestor. De la acela au primit Dumnezeiescul botez, într care cel mai mare de ani s-a numit Ioan, iar cel după dânsul Antonie. Iar după botez, ei petreceau viață cuvincioasă creștinească și slujeau lui Olgerd, voievodul Litvei, dar își înaintea lui creștinească credință. Însă n-au putut să o tăinuiască mult, de vreme ce își deosebeau viața și obiceiul de rânduiala cea schimbată a altora, pentru că n-au voie să se asemene altora nici să-și tundă capul și barba, precum le tundeau păgânii, nici să mănânce carne în zile de post, nici să facă altă necurăție potrivnică creștinătății. Și fiind întrebați odată de voievod, pentru ce nu urmează obiceiurilor celor vechi ale litvenilor ei au mărturisit cu drăzneală că sunt creștini. Iar voievodul îi sileasă să se lepede de creștinătate și să mănânce cărnurile cele puse înaintea lor pe masă. Dar ei, cu tărie stând în creștinească credință, n-au voie să guste din cărnuri de vreme ce atunci era zi de post. Deci, a poruncit voievodul ca să închidă într-o temniță întunecoasă în care ei cu veselie, nu ca în temniță, ci ca la o împărăție, au mers, bucurându-se și mulțumind lui Dumnezeu că s-au învrednicit a pătimi pentru Sfântul lui nume. Și petrecând ei în temniță un an, lui Ioan i-a slăbit tăria sufletească, supărându-se de nevoia temniței, și fricoșându se de munci și a trimis la voievod rugăminte ca să libereze din închisoare, făgăduind că va împlini toate poruncile aceluia. Iar voievodul, bucurându-se, a poruncit să-i libereze pe amândoi și a rânduit în cea din tâi slujbă. De aceea Ioan se asemăna păgânilor, făcând obiceiul lor și împlinind voința voievodului, dar în inima sa ținea creștinătatea rugându-se în taină lui Hristos, Dumnezeu, pe care nu îndrăsnea al mărturisi la arătare de frica muncilor. Iar Antonie nici de cum nu și-a schimbat creștinescul obicei, ci fără temere făcea ceea ce se cade adevăratului creștin a face. Iar pe Ioan îl pentru a lui nevrednicie și teamă și îl sfătuia în tot chipul să vină la pocăință. Și, neînfricoșându-se de chinuri, iarăși să mărturisească pe Hristos la arătare. Iar păgânii, văzând pe Ioan fratele cel mare, supunându-se voievodului, de lucrurile lui Antonie nu se îngrijeau. Iar, într-o vreme când, după obicei, amândoi frații, Ioan și Antonie stăteau înaintea voievodului, Ioan mânca cărnurile ce îi se dădeau lui, fiind zi de post. Iar fericitul Antonie, nu voia să guste mărturisind că este creștin. Deci iarăși, din porunca voivodului, l-au închis în temniță, iar Ioan era într-o cară de la toți, neiubit de creștin ca un călcător de lege, iar de păgâni o cărât ca un nestatornic, care nici vechea credință cea părintească nu a ținut-o și nici pe cea creștinească pe care și-a ales-o mai pe urmă nu a păzit-o întreagă. De aceea și-a venit în simțire Ioan și a început a se căi cu lacrimi de a sa cădere și apropiindu-se de cel mai înainte zis, prezbiterul Nestor l-a rugat să fie mijlocitor pe lângă fratele său ca să ierte greșeala lui și să-l primească în împărtășirea sa. Auzind aceasta, Antonie de la prezbitere a răspuns, nici o împărtășire nu se poate să am cu dânsul de nu va mărturisi întâi la arătare pe Hristos și creștinească credință. Și, făcând aceasta, atunci toate ne vor fi nouă de obște. Iar Ioan, cu adevărat căindu-se, cuvintele fratelui l-a primit cu dragoste și căuta vreme cuvincioasă când ar fi putut pe față să mărturisească creștinească credință. Deci, într-o zi, voievodul spălându-se în baie, îi slujea Ioan și, văzând cuvincioasă vreme, a luat îndrăzneală și s-a mărturisit, fără temere, înaintea voievodului că este creștin. Iar voievodul, de vreme ce atunci era singur în baie, n-a îndrăznit acolo să-i facă nimic. Nici nu și-a arătat mânia sa. După aceea, iarăși într-o vreme, când mulți stăteau înaintea voievodului, Ioan, cu mare glas, S-a numit pe sine creștin și îndată din porunca voievodului l-au răpit și toți cei ce erau acolo cu sălbăticie l-au bătut mult cu mâinile și cu bețele și în temniță l-au aruncat. Aceasta, văzându-o, -vă, Sfântul Antonie s-a umplut de negrăită bucurie și petreceau amândoi preamărind pe Dumnezeu, în temniță, unde și cu prea curatele și de viață făcătoarele lui Hristos taine s-au împărtășit de la preotul cel mai înainte pomenit. Iar după câțiva ani pe Sfântul Mucenic Antonie la o de la moarte înjositoare, ca pe un făcător de rele, adică pe lemn să fie spânzurat. De acest lucru înștiințându-se el de cu seară, toată noaptea aceea fără de somn, a petrecut-o lăudând pe Dumnezeu, rugându-se și întărind pe fratele său ca fără frică să sufere pătimirea cea pentru Hristos și sfătuindu-l să se ferească de cea din tâi cădere. Prorocește i-a spus înainte așa, după al meu sfârșit și tu, frate, nu după multă vreme cu același sfârșit vei trece la Hristos și luminându-se de ziua s-au împărtășit amândoi cu Dumnezeu și de viață făcătorul trup și sânge al lui Hristos. Iar aproape de ceasul prânzului au scos din teniță pe Sfântul Mucenic al lui Hristos Antonie și l-au spânzurat de un stejar, după porunca voievodului, pe 14 ianuarie și așa nebiruitul ostaș al lui Hristos și-a dat sfântul și neprihănitul său suflet în mâinile lui Hristos, Dumnezeul său, pe care l-a iubit. Iar sfântul mucenic Ioan a rămas în temniță pentru că așteptau păgânii să-l măgească și de la creștinească credință să-l întoarcă. Dar după ce l-au văzut neschimbat într-o sfânta credință și cu îndrăzneală, propovăduind chiar în temniță pe Hristos, l-au osândit la aceeași moarte ca și mai înainte pe fratele său. Și în același an l-au omorât prin sugrumare, spânzurându-l de același tejar pe 24 aprilie. Astfel, și acest răbdător de chinuri, săvârșindu-și nevoința mucenicească, a mers la punătorul de nevoință Hristos pentru care bine s-a nevoit, iar trupurile lor cele sfinte, al lui Antonie și al lui Ioan, credincioșii le-au îngropat la un loc de cinste. După aceștia a pătimit fericitul Eustatie, acesta era tânăr de ani, însă prin bărbătească vitejie pe mulți îi covârșea. Și era frumos la chip, dar mai frumos cu sufletul și cu înțelegerea, căci cunoscând pe adevăratul Dumnezeu, a lepădat nedumnezeirea păgânilor și iubind pe Hristos, a mers la cel mai sus pomenit prezbiter Nestor și învățând de la el sfânta credință, a primit Dumnezeiescul botez și de atunci cu cuvincioasă plăcere petrecea în creștinătate, precum se cade unui bun creștin, având cinstită viață în post și în rugăciuni și săvârșind toată fapta bună, însă și acesta slujea voievodului Olgherd. Iar într-o vreme, cu voievodul acele despre domnia sa și obiceiurile pământului său, eu stat, este de înaintea lui, făcând slujba sa. Și căutând voievodul spre el, a văzut pe capul lui crescut peri. Și era atunci obicei la acei păgâni care se închinau focului ca lui Dumnezeu, ca după lor înduială să rada adeseori capul și barba. Dar fericitul tânăr Eustatie, după ce a lepădat păgâna și nebuna lor credință și a primit Sfântul Botez, de atunci și-a păzit perii capului său nerași și văzându-l voievodul a întrebat, oare ești creștin? Și după ce a mărturisit pe față că este creștin, voievodul s-a îndrăcit de mânie și vrând să întoarcă pe sfânt de la gândul lui cel bun, mai întâi la a silit să mănânce carne. Iar el nu numai că n-a voit să mănânce, dar nici cu ochii n-a vrut să se uite la ea, pentru că era postul cel dinaintea nașterii lui Hristos și era și vineri. Aceasta văzându-o voievodul, mai mult s-a prins de mânie și a porunci ca să-l bată cu toiege de fier fără de milă pe sfântul tânăr. Iar el fiind bătut fără de cruțare, răbda cu atâta bărbăție încât nu numai că nu se văita, dar nici nu suspina și nici nu vărsa lacrimi, și mai vârtos mulțumea lui Dumnezeu că l-a învrednicit a pătimii pentru numele lui cel sfânt. O răbdare bărbătească ca aceea a mucenicului a pornit spre mai multă mânie pe voievod, care a poruncit să-i toarne apă rece în gură, fiind iarnă cumplită, încât se învinețise trupul lui de gerul cel mare. Dar nici atunci nu s-a supus sfântul voievodului ca să mănânce carne în timpul postului, de aceea voievodul a adus mai cumplite munci asupra lui. Pentru că a poruncit să-i zdrobească și să-i sfărâme oasele picioarelor, gleznele și fluierele până la genunchi. Iar perii capului împreună cu pielea au jupuit-o și a tăiat nasul și urechile în niște munci ca acestea a petrecut sfântul trezile, însă ca și cum ne simțim durerile, nu se tulbura nearătând niciun semn de scârbă pe fața sa, ci vorbea cu dragoste către oarecare creștin care plângeau pentru pătimirea lui și le zicea, Nu plângeți, fraților, pentru mine, că locașul trupului meu se zdrobește de bătăi, căci nădăjduiesc să iau de la Hristos Dumnezeul nostru casă nefăcută cu mâna și veșnică în ceruri. După aceasta, văzând voievodul că nimic nu sporește, au osândit pe mucenic la moarte, poruncind să-l spânzure de același stejar de care într-același an au fost spânzurați cei doi sfinți mucenici, Antonie și Ioan. Deslujitorii luându-l abia viu l-au dus la moarte, iar sfântul mucenic Eustatie, deși își avea coapsele sfârmate, așișderea și pulpele și fluierele picioarelor însă, Ajutorului ajutorul lui Dumnezeu întărindu-se ca unul sănătos desăvârșit cu trupul și ca unul care nici de cum n-ar fi pătimit, alerga bine și iute, nu numai ne rămânând în urmă față de cei ce îl duceau, ci și întrecându-i pe dânșii. Și venind la stejarul mai sus zis, slugile tiranului au pus treangul pe grumajii mucenicului și l-au spânzurat. Și așa pătimitorul lui Hristos și-a dat sfântului suflet în mâinile lui Dumnezeu, la 13 decembrie, iar cinstitul lui trup a fost lăsat să spânzure aproape de pământ, spre fiarelor și a păsărilor, mâncătoare de stârvuri. Însă niciuna din fiare sau păsări nu s-au apropiat de el, pentru că Dumnezeu îl păzea. Apoi, după trei zile, a fost luat întreg de credincioși și îngropat cu cinste lângă trupurile mucenicilor care au pătimit mai înainte. Și de mirare a fost și acest lucru. Dumnezeu preamărim pe mucenicii săi că după sfârșitul lor nimeni din cei o sândiți la stejarul acela și sub dânsul a fost o sândit să moară și locul acela era de obște pentru chinuri. Că la dânsul toți cei vrednici de pedeapsă primeau moartea, însă după pătimirea sfinților nici unul nu a mai fost pedepsit acolo. Iar după câteva vreme, înulțindu-se creștinii în cetatea aceea și sfânta credință din zi în zi crescând și întărindu-se, s-au adunat credincioșii și mergând au rugat pe voievod să le dea lor acel loc, în care cei trei mucenici au murit pentru Hristos. Deci, voivodul plecându-se la rugăciunea lor, Dumnezeu așa rânduind, le-a dat acel loc cerut, iar creștinii, tăind acel stejar, au zidit o biserică în numele preasfintei trăim, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Iar unde era stejarul, acolo au așezat Dumnezeescul prestol și au dus într-acea biserică moaștele sfinților mucenici ai lui Hristos, Antonie, Ioan și Eustatie, într-o slava lui Dumnezeu celui dat în Sfânta Treime, căruia se cuvine toată slava cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.